îmi place Pirandello, atunci când ajungi să-l înțelegi, de fapt, parcă totul se schimbă, viziunea ta asupra lumii. Suntem atâția morți plini de zel, care ne amăgim că ne construim viața. Ne împerechem un mort și o moartă. Și credem că dăm viață, când noi de fapt dăm moarte. O altă ființă în cursă. După momentul acesta, eu mă demachez ca să fac trecerea de la personaj la actor. Actorul și personajul, până la urmă, trăiesc în aceeași lume, într-o sală de teatru în care actorul se înstrăinează de toți și ajunge să trăiască cu personajele lui. Mesdames et messieurs, how is it? Have a nice evening. Au revoir. A bientôt. A fost pentru voi în seara aceasta, gazda dumneavoastră. E o gală, de fapt, ăsta e și numele, o gală a unor artiști care își prezintă creațiile. Nu poți să te bați pentru locul 1 pentru că e stupid, nu mai știi cum să o faci. Emoțiile însă, da, există și le văd, le percep foarte... Și eu sunt un actor foarte emotiv și ce să spun decât că e și asta un obstacol ce trebuie depășit. Se văd, sunt nocive de multe ori și inutile aici. Ar trebui să fie mai... dacă aș putea să le transmit asta, le-aș transmite, să lase la o parte emoțiile. Să fie mai fun, mai mult, mai mare plăcere, mai mare joacă. Se pare că avem niște dificultăți tehnice. Atât pentru astăzi, am fost Luigi. Nu. Era imbecil, era un mare, mare imbecil. De ce spuneți asta, domnule? Cum să faci așa ceva? Dacă puteam să vorbesc cu el, i-aș fi spus. Cum? O să vedeți. Noapte bună. O sinucidere în masă. Dar au nevoie de susținerea voastră. Așa că, vă rog eu. Cu mine. Omoară-te. Omoară-te. Haideți. Omoară-te. 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 Haideți. Omoară-te. 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 Ca actor nu pot să-mi confirm ușor dacă fac bine sau nu. În schimb, ca regizor, eu văd produsul. Văd dacă îmi fac bine treaba, pentru că văd pe actori. Dacă dau indicațiile bune, dacă... Scena funcționează și văd întregul, văd produsul și cumva pot să privesc obiectiv, mult mai obiectiv decât dacă aș fi actor. Ești sigur că e mort de 3 ani de zile? Da, și-a luat viața azi, dar e mort de 3 ani de zile. Înțeleg, dar atunci e simplu. Simplu? Simplu, 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 ludic. Inde, iepure. Restaurant. Stop! Fazan! Antilop. Pădurac. Armistițiu. Era rândul meu. Scuze. Armistițiu. Pentru mine a fost o provocare din toate punctele de vedere. În primul rând am avut ocazia să ies singur în fața publicului, lucru cu care nu eram obișnuit în facultate, deoarece eram tot timpul împreună cu colegii mei. Iar acum am avut ocazia să întâlnesc un sentiment nou. Și cred că e un laborator teatral pentru noi. Ca să pot trăi de acum încolo doar prin vis. Libertatea adevărată e undeva dincolo de viață.
Am zis, bă, e un show. Arată bine. Arată bine. Arată ca o sinistroșenie de tip emisiunile astea tabloid, ca să nu dau nume. Am discutat foarte mult pe baza conceptului și am ajuns să ne dăm seama că e în egală măsură comic și trist ce se întâmplă. În afară, nu doar în text. Pirandello a surprins ceva ce astăzi e o realitate printre noi. Cumva, să scoți apă din piatră seacă. Să iei tragedii umane și să faci din ele spectacol. Bine v-am găsit, da, suicidar!